Echipa de handbal CSM Dunărea Giurgiu are un parcurs excelent. De când au revenit în campionat, giurgiuvenii joacă două meciuri pe săptămână în aceea zi. În primele două săptămâni de joc, CSM obținea o victorie și suferea o înfrângere, dar de această dată handbaliștii au dat lovitura. Victorie cu tricolorul Breaza, scor 43-19, iar în ciuda oboserii acumulate, au bătut pe Steaua București chiar la ea acasă, cu 35-26. Trebuia să vină și două legate, deși am fost în condiții destul de grele. La depasarea asta am avut 4 jucători din primii 12 care n-au putut veni din cauza serviciului, din cauza școlii, dar ceilalți au jucat la superlativ, n-am cuvinte să... Miercuri se afișează programul etapei 23 a diviziei B la handbal masculin, iar echipa giurgiuveană își va afla următoarele două adversare din acest weekend. Handbaliștii au un parcurs bun până acum, cu 5 victorii în 7 meciuri.